police came and told us to move. So let's see where we end up for the next night. Cuplul de finlandezi, Johnny și Sara, au crezut că vor fi amendați când le-au bătut polițiștii la geamul rulotei oprite pe Valea Oltului. Doi șefi de post aflați în patrulare nici nu se gândeau însă la asta. S-au temut că străinii ar putea fi jefuiți dacă noptează acolo și au avut grijă să fie în siguranță. Zona unde ei vreau să campeze nu era chiar așa sigură. Motiv pentru care i-am adus aici, da. Este proprietatea soției mele. După ce și-au instalat rulota cei doi turiști finlandezi, i-am servit cu tradiționala băutură românească, cu țuică, de care au fost foarte încântați. The police has made Rocky. So I got Rocky from the police. This is so surreal. Le-am spus că se pot folosi de apa potabilă care curge de aici dintr-un izvor. Cei doi turiști finlandezi au fost cazați gratuit pe această proprietate, unde au avut la dispoziție un foișor cu lemne, o sursă de apă, dar și un sistem de iluminat. Pentru ca serviciile să fie complete, polițiștii le-au adus turiștilor finlandezi și o baterie auto ca să aibă lumină în rulotă. These two were like super friendly and I was really amazed about it because I haven't used that friendliness. Mai mult, polițiștii au făcut și pe ghizi pentru turiștii străini. Le-am prezentat locurile în această comună, anumite puncte turistice ce le pot vizita. We were planning to go to Transjordanien, but it was closed, so we were there on the mountains for I think 5 or 6 days, enjoying the natural parks there. La plecare, tinerii din Finlanda au lăsat în foișorul polițistului un bilet de mulțumire și pentru că agenții meritau mai mult, străinii au postat pe internet o filmare de 14 minute în care povestesc cum i-au ajutat oamenii legii. Cei drept șefii de post au experiență de gazde bune. Anul trecut, pe aceeași proprietate, alți turiști au fost lăsați să campeze tot gratuit.